un nou sezon de victorii. Vreau să te întreb cum e pentru tine, cum a fost, cum este acest sezon? Pentru noi este bine, încercăm să ne ridicăm la pretențiile competiției. Fiecare an competiția a crescut în valoare, vedeți și voi că sunt cât mai mulți foști fotbaliști sau și actual fotbaliști care joacă pe ligile interioare, care aderă la această competiție, cu atât mai mult este mai greu să te menții acolo în față. Nu, 100% îndemn să vină să facă mișcare. Din punctul meu de vedere este cea mai bună competiție de mini-fotbal din București. Eu sunt de la început alături de Dragoș, cei care organizează această competiție, și tot timp de la an de la an au crescut competiția. Sunt convins că și anul sau sezonul următor o va face mai bine. Descrie-mi Victory Cup într-un cuvânt. Excelență. Pentru că tot timpul și în discuțiile pe care le-am cu Dragoș, știți că este foarte bun prieten și încerc să-l ajut cu orice, cu ceea ce îmi stă în putință. Tot timpul încearcă să facă, numai la superlativ, tot ce încearcă să facă pentru această competiție.